Rusia are o nouă țintă. Unde de șoc în Europa? La aproape jumătate de an după ce a invadat Ucraina, țara condusă de Vladimir Putin are o nouă țintă. Este vorba despre o mare putere europeană care încurcă planurile Kremlinului. Rusia trimite o undă de șoc în Europa. După Ucraina, o nouă țară a intrat în vizorul Kremlinului. Toate detaliile au fost făcute publice în direct, în cadrul emisiunii Serile cu Soloviov, de la televiziunea de stat Rusia 1. Realizatorul emisiunii, Vladimir Soloviov, în vârstă de 51 de ani, care este totodată și unul dintre cei mai vocali propagandiști ai Kremlinului, a vorbit despre Germania. Mai exact, acesta susține că Germania este răul suprem și că ar trebui să fie atacată, având în vedere mișcările din ultima perioadă. Germania furnizează arme pentru uciderea piloților noștri. Este răul suprem și ar trebui atacată, a transmis Vladimir Soloviov în direct, relatează Bild. Invitat la emisiunea sa a fost și un alt jurnalist, Alexander Sosnowski, care a analizat slăbiciunile țărilor membre NATO. Acesta a precizat că Germania nu mai are acum aproape nimic fiabil în ceea ce privește sistemul de apărare, lucru care ar permite Rusiei să facă orice tip de mișcare. Germania, noua ținta a Rusiei Bundeswehrul nu mai are aproape nimic fiabil în ceea ce privește sistemul de apărare, a spus jurnalistul Alexander Sosnowski. Vladimir Soloviov a continuat și a vorbit chiar și despre modul în care Rusia ar putea ataca Germania. El susține că dacă trupele lui Putin ar deschide un al doilea front în timp ce Germania este dezarmată, ar fi un moment cheie. Atunci, ar trebui să deschidem un al doilea front și să lovim Germania, în timp ce sunt complet dezarmați. Ca să nu existe iluzii în rândul naziștilor, a mai spus acesta, iar declarațiile sale controversate au continuat. Ei furnizează arme care urmăresc să-i omoare pe piloții noștri. Nu putem sta cu mâinile încrucișate și să spunem: Oh, ce frumos! ardăm și distrugem totul și ne întoarcem la Berlin, a mai adăugat Vladimir Soloviov în emisiunea sa.